Faceți cunoștință cu Tokyo, care este un bandit. Și aparent vrea să fie o decorațiune din biblioteca mea. Hello, hello, dragilor! Sunt eu, Alexandra, și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu. Astăzi am pregătit pentru voi un videoclip 2-in-1 și anume prima parte a videoclipului. Vreau să despachetăm împreună acest colet primit de la Libris.ro, iar în a doua parte a videoclipului vreau să-i ofer bibliotecii mele o schimbare tomnatică, adică să-mi reamenajez biblioteca împreună cu voi. Sunt tare entuziasmată de cărțile ce se află în colet. Îl am în casă de peste 2 săptămâni și abar nu am cum am reușit să mă abțin din a nu-l deschide, fiindcă de obicei eu sunt tare nerăbdătoare. De fapt, eu cred că știu motivul. Probabil din cauza școlii, din cauza temelor, am și uitat de el, dar acum îl voi deschide, fiindcă cărțile ce se află în interior se aflau pe wishlist-ul meu de super, super, super mult timp. Vreau să le mulțumesc mult celor de la Libris pentru cărțile ce se află în interior. În caz că nu știați, Libris.ro este una dintre cele mai cunoscute librării online din România și este una dintre librăriile online preferate ale mele. Îmi place la ei fiindcă au promoții în fiecare zi și de fiecare dată când intru pe site-ul lor, nu mă pot abține din a-mi cumpăra cel puțin o carte. Ador site-ul lor și o să vă las link-ul în descriere către site ca să intrați și voi să descoperiți promoțiile. În colet se află 2 cărți publicate la editura Polirom. Ambele fac parte din colecția Top 10+. Am destul de multe cărți din această colecție, iar acum am mai adăugat 2. Voi începe cu Portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde, o carte despre care am auzit tare multe păreri bune și pe care vreau și eu să o citesc. Am văzut-o la mai multe booktuberițe și bookstagramorițe, atât din România cât și din străinătate, și vreau să-i descoper și eu povestea lui Dorian Gray. Și a doua carte este scrisă de Haruki Murakami. Despre acest autor am auzit o tonă, dar o tonă de păreri bune și vreau și eu să-l descoper. Dacă o să-mi placă, cu siguranță o să-mi cumpăr mai multe cărți scrise de el. M-am gândit prima carte pe care să o citesc de la el să fie Pădurea Norvegiană, fiindcă am văzut că avea un rating mare pe Goodreads. Așa arată coperta. Când am văzut-o pe site, mi s-a părut că m-a dus cu gândul la iarnă, fiindcă fundalul acesta alb, m-am gândit că aici jos este zăpadă, acești copaci. Totuși m-am gândit la iarnă și că tot se apropie iarna, m-am gândit să mi-o aleg pentru a o citi cât se poate de curând. Singurul lucru care mă sperie la cărțile din colecția Poliro Top 10+, este scrisul, fiindcă este destul de micuț. Nu știu când îmi voi face timp să o citesc, probabil în vacanța de iarnă, fiindcă vacanța de iarnă cred că o să fie singurul moment în care o să fiu liberă pentru a citi, fiindcă momentan sunt tare ocupată. Am mai primit și acest semn de carte verde, tare drăguț, care mă duce cu gândul la Crăciun. De-abia s-a terminat vara, de-abia a început toamna și eu mă gândesc la Crăciun. Yay! M-a dus cu gândul la Crăciun din cauza acestui verde, din cauza acestei inimioare care este roșii. Și aici este o ceșcuță de cei care este tare drăguță și pe el scrie: pagina la care am simțit nevoia unui ceai. Bun, să revenim! De-abia aștept să folosesc acest semn de carte. Le mulțumesc mult celor de la Libris pentru cărțile Portretul lui Dorian Gray și Pădurea Norvegiană. Și da, le mulțumesc mult pentru aceste 2 cărți, pentru semnul de carte care este tare drăguț. Iar acum vom trece la reamenajarea bibliotecii. Așa arată biblioteca mea acum. La sfârșitul videoclipului voi face un before versus after. Puteți spune că acesta este before-ul. O voi scoate din bibliotecă cărțile citite, fiindcă vreau să fie la îndemână doar cărțile necitite pentru a le lua mai ușor. Le voi păstra așa, în modul acesta, pe cele care mi se par potrivite pentru toamnă, iar pe celelalte care nu mi se par foarte potrivite, le voi întoarce așa. Am mai avut biblioteca întoarsă așa odată, am avut la acel challenge Marie Kondo, în care a trebuit să-mi aleg doar 30 de cărți pe care îmi doresc să le țin. Dar le-am păstrat pe toate, fiindcă nu mi-aș dona cărțile în veci, fiindcă sunt copilașii mei și doar voi știți asta.
Voi începe să-mi scot cărțile citite, voi începe cu raftul, unde am cărți de la Storia, Nemira, Harry Bennett și de la alte edituri. Biblioteca mea nu este foarte amenajată, ordonată, deoarece nu am avut timp să mă ocup de ea. Am albumul Irinei Rimes, pe care nu-l voi ține în biblioteca aceasta, probabil îl voi pune în biblioteca cealaltă. Nu-l voi ține aici, fiindcă nu mi se pare foarte potrivit pentru toamnă. Oh, the secret, secretul. Am cartea aceasta de super mult timp și o ador. Atunci când nu mă simt bine, îmi place să citesc câte un citat din ea. Da, nu-mi place deloc cum arată biblioteca și cum este amenajată, spre exemplu, ce căuta Atavești din Clara din aici. Oh, Doamne, vreau vacanță ca să mă ocup de bibliotecă, să mă ocup de citit, să mă ocup de orice altceva, numai nu de teme, fiindcă nu am chef absolut deloc de școală. Am golit primul raft. Acum îmi voi alege cărțile pe care vreau să le țin pe acest raft. Nu le voi scoate pe toate, fiindcă nu vreau să-mi fac aici mii de teancuri de cărți. O voi ocupa de fiecare raft în parte. Volumul 2. Am mai ales și volumul 1 pe care îl citesc momentan. Și chiar dacă nu sunt potrivite pentru toamnă, mi le voi lăsa. Am citit din volumul 1 și îmi place tare mult povestea și îmi păstrez volumul 2 pentru orice eventualitate în caz că voi simți nevoia să îl citesc. Pe care vreau să le pun pe raft, iar acum voi începe să le aranjez. Cam atâtea că sunt puse pe raft, voi scoate de pe celelalte rafturi și îmi voi aranja pe primul. Voi da cărțile acestea la o parte. Raftul cu Harry Potter îl voi lăsa așa cum este, fiindcă niciodată nu strică puțină magie. Aici o să pun o decorațiune sau ceva. Trebuie să trec la biblioteca cealaltă. Dar mă gândesc să nu-mi rămână raftul acesta gol. Sper să nu-mi rămână. Dacă o să-mi rămână, o să pun câteva cărți alese să le scot. Tatiana și Alexander sau Călărețul de Aramă. Dar ocupă destul de mult spațiu pe raft. Vă lăsăm doar Călărețul de Aramă. Și am privit cu toții spre cer și Sfântul tuturor celor văzute și nevăzute. Mi se par tare interesante. Și poate le voi citi doamna aceasta. Motive să iubești viața, o voi pune aici. Încă vreau să o citesc. Vreau să citesc cât mai multe cărți de dezvoltare personală. Le-am citit pe toate astea trei. Iuhu! Nu toate cărțile mele sunt necitite.
faceți cunoștință cu Tokyo, care este un bandit. Și aparent vrea să fie o decorațiune din biblioteca mea. Voi trece la raftul Young Art. Și am zis în videoclipul care v-am prezentat cărțile mele de la Young Art, am zis că o să le citesc toamna aceasta. Miss Peregrine, o să las tot pe raftul ăsta pentru a completa seria, fiindcă vreau să o termin toamna aceasta. Raftul de la Leda. Așezate în bibliotecă, acum voi pune decorațiunile tematice și aici este Tokyo, care a furat o castană și se tot joacă cu ea. Am adunat câteva decorațiuni care mie mi se par potrivite pentru toamnă și acum le voi aranja pe rafturi. Petale uscate și două bețe de scorțișoară. Este mai potrivit pentru iarnă, dar ador modul în care miros, așa că îl voi lăsa. Ce ziceți? Vă place? Eu una ador cum arată acum. Cu siguranță îmi place mult mai mult modul în care arată acum față de cum arăta înaintea videoclipului. O să vă las la final o poză cum arăta înainte și o poză cum arată acum, ca să vedeți și voi diferența. Ar mai fi mers și câteva frunze, dar zilele acestea nu am avut timp să mă duc în parc să iau câteva, dar cu siguranță pe parcursul zilelor de toamnă o să mai adun câteva frunze, conuri, castane și alte chestii tomnatice pentru a le pune în bibliotecă. Cam atât pentru azi, dragilor, sper că v-a plăcut videoclipul. Eu vă doresc să aveți parte numai de lecturi delicioase și pupici cu mulți clipici! Bye!